Selfu Zoltan? Manuela? Bine te-am regăsit! Bine te-am regăsit și eu, par foarte hotărât astăzi. Păi trebuie, cam un subiect destul de interesant. Adică da, continuăm un subiect început săptămâna trecută. Așa, era vorbim despre bărbați. Exact. Okay. Păi, na, dacă a fost așa de mare interesul atunci, am zis că să continuăm. Mm-hmm. Pentru că și tu continui un ciclu, ca să zic așa. Da, sezonul 3! Da, da. Seria 3, da. Și am zis că ar fi fain să povestim puțin despre bărbații din cursul de masculinitate și experiența ta alături de ei în toată perioada asta de când ai început cursul de masculinitate. Nu trebuie, mă. Bun. Cum sunt bărbații din cursul de masculinitate? Diferiți. Asta? Diferiți de majoritatea bărbaților. Adică faptul că eu am comunicat pe energia mea și felul meu de a fi și eu sunt mai ciudat între bărbați, în sensul că cu energia feminină, să zic așa, mai trezită și mai, de când mă știu, sunt mai sensibil și mai receptiv și orientat pe colaborare, adică cu aspecte care sunt predominant feminine, să zic așa. A trebuit să-mi dezvolt aspectele masculine și atunci bărbații din cursul de masculinitate sunt bărbați care, în primul și în primul rând, își permit să fie vulnerabili, își permit să arate că vor să se schimbe, să se transforme. Depun și eforturi, adică sunt bărbați care sunt dispuși să depună un efort pentru chestia asta, ceea ce, na, bărbații, majoritatea, vor să depună eforturi pentru business, pentru carieră, pentru profesie, dar nu pentru că ei vor să fie mai buni ca bărbați sau în ipostază de bărbat. Deci sunt bărbați diferiți, nu degeaba și voi de câte ori vine vorba de câte un eveniment sau ceva care, în care vorba de întâlnire cu acești bărbați, putem să venim și noi, pentru că, într-adevăr, sunt bărbați care au aceste trăsături de sensibilitate, de prezență, de dorință de dezvoltare, de transformare. Bun. Sunt foarte diferiți bărbații, asta am înțeles. Te vedem și pe tine în momentul în care termin un webinar și ne mai scrii în chat că, wow, ce fain a fost webinarul, bărbații din de acolo au făcut o grămadă de exerciții, au venit cu relatări, cu experiențe și așa mai departe. Dar care au fost așteptările sau ai avut așteptări în momentul în care ai demarat cursul ăsta și l-ai început? Legat de bărbați, niște așteptări legat de bărbații care o să se înscrie. Făceam pe mine de groază când am făcut prima dată, pentru că, așa cum spuneam și de felul meu, sunt mai sensibil și mai receptiv și nu știam la ce să mă aștept. Adică atunci când nu știi la ce să te aștepți, creierul intră într-o stare de alertă, pentru că e necunoscut. Și aveam traumele mele, în ghilimele, traume cu haterii de pe Facebook, când venea vorba, de exemplu, de webinarul despre relație de cuplu și se apucau bărbații să comenteze de ce au nevoie femeile și ce le trebuie lor și tot fel știi despre ce comentarii răutăcioase. Adică sunt foarte mulți oameni și bărbați în special care comentează răutăcios când vine vorba de un bărbat care își permite cumva să iasă în față, să predea despre asta. Și atunci nu știam la ce să mă aștept. Deja la primul webinar, acel webinar gratuit pe care l-am avut deja de 3 ori, și acolo, când l-am ținut prima dată, mă gândeam, oare cum o să fie? Adică erau sute de bărbați, o haită de masculi adunați acolo, care mai de care mai alfa și aveam experiențele mele traumatizante din copilărie cu miștocării și trebuie să recunosc că aveam o ușoară stare așa de tensiune prima dată când am început cursul, dar deja de la webinar mi s-a confirmat că bărbații care într-adevăr simt nevoia să se transforme, sunt deschiși. Sunt deschiși să primească informații, sunt deschiși să întrebe, să relateze experiențe și atunci tot începutul acela de curs, a fost primul webinar, era cumva o emoție de asta așa amestecată de entuziasm, bucurie și în sfârșit pot să predau mai departe aceste informații, cu o tensiune de aia de oare cum o să reacționeze, oare o să li se pare interesante. Știam că sunt interesante de la alții la care le-am dat informații, dar fiind o haită mai mare, știi, nu știi cum să reacționeze. Dar reacțiile au fost foarte faine. Deci deja de la al doilea webinar încolo ne cunoșteam, după aceea deja la seria a doua deja aveam experiența faptului că da, toți bărbații apreciază ceea ce am adus prin cursul respectiv, îi ajută foarte mult, obțin rezultate și atunci deja, după ce cunoști o situație și un context, este mult mai ușor de dus. Deci prima dată
a fost cu mixed feelings, a doua oară deja a fost cu o stare de certitudine și acum a treia oară este deja, bă, lăsați-mă cu poveștile, hai să o facem. Da. Păi legat de chestia asta cu hai să o facem, știu că e un antrenament acolo, că tu te pregătești mainic de fiecare dată cu tot felul de, de exemple și cu experiența ta. Da. Până la urmă, dar concret, așa, ce ai pus pe bărbat să facă? Bine, acum... Asta mă așteptam să mă întrebi într-un podcast să zic ce îi pun pe bărbat să facă. În sensul că au niște teme de casă. Da. Și povesteam la început că ai găsit în, printre bărbați niște bărbați vulnerabili, da, deschiși. Da. Lucrul ăsta, cum se transpune în, în temele lor de casă, de exemplu? Păi, în primul rând, temele de casă ale acestui curs sunt despre faptul că și noi bărbații suntem vulnerabili. Adică avem defecte și le știm. Cei care nu și le știu, să nu vină la curs, că nu este cazul. Care nu știu că au defecte sau cred că n-au. Sau au senzația că doar alții au defecte, nu este cazul. Și atunci, ce facem noi în 10 webinarii, practic, este să clădim încrederea lor ca bărbat pe alte lucruri, nu neapărat pe confirmarea femeii, confirmarea verbală sau acceptarea celorlalți, ci pe calitățile lor, pe defectele pe care le au, care pot fi transformate într-un plan de acțiune, pe sistemul lor de valori pe care să-l identifice cât mai clar, pe o relaționare cu femeia de la, dintr-o poziție de la egal la egal, printr-o stare de respect, de transfigurare. Învățăm să eliminăm critica, învățăm să eliminăm defensiva, învățăm să eliminăm nevoia de luptă cu femeia și pe foarte mulți bărbați inspiră diferența de perspectivă. Adică una dintre mantrele pe care foarte mulți și le-au implementat este acea idee pe care eu am luat-o de la Cami, într-un moment în care mă certam cu ea pentru că nu știu ce făcuse ea, în care ea așa cu lacrimi în ochi mi-a spus: Zoltan, nu sunt dușmanul tău. Și le-am povestit experiența asta și unii și-au luat temă de casă să își aducă aminte că iubita mea nu este dușmanul meu. Da. Și teme de casă de genul acesta care practic să-i ajute să fie mai stăpâni pe ei, respectiv să aibă o stare de relaxare în relația cu femeile. Să nu mai fie despre luptă, despre defensivă, despre demonstrat lucruri, ci să fie despre, hai să mă bucur, de energia feminină și de prezența feminină. Wow. Înseamnă că au foarte multe întrebări bărbații. Oi. Cu ce probleme, cu ce situații se confruntă? Aș vrea așa să le dăm un exemplu bărbaților care sunt curioși ce se întâmplă în acest curs de masculinitate și în aceste webinarii, că poate se vor regăsi. Care sunt problemele principale ale bărbaților? Sunt mai multe categorii, astăzi, să zic așa. Acum că m-ai întrebat așa, mă gândesc, fac așa un overview să văd la probleme generale. Una dintre ele este, de exemplu, că foarte mulți bărbați, fiind preocupați de dezvoltarea lor, au trecut prin cursuri sau cel puțin concepte de seducție. Okay. Și își dau seama că le-au distorsionat foarte mult și chiar i-au derutat aceste cursuri, pentru că bărbații care sunt deschiși să se transforme, nu doar să-și o tragă, aia o să fie confuz după câte un curs din asta care e despre cum să-ți clădești încrederea pe folosirea femeii, sau să te folosești de femeie ca să-ți clădești încrederea. Da. Și eu îi învăț exact opusul, clădește-ți încrederea ca să te poți bucura de femei. Și asta e una dintre probleme pe care am observat, sau subiectele care au fost. Un alt subiect este că bărbații ăștia fiind mai, nu neapărat sensibili, dar deschiși, da? Deschiși, curioși, deschiși să observe, să trăiască, dau de femei care au energia masculină foarte activă și nu în varianta armonioasă, adică femei care sunt mai dominatoare și, ok, ce să fac cu condițiile în care iubita mea simte nevoia să domine sau să controleze sau așa. Asta este o altă problemă. O altă problemă este, ok, ce fac cu critica iubitei? Pentru că femeia are o natură educativă prin, așa e, prin definiție. Și atunci, și o privire poate să fie o critică. Și o privire, da. Și bărbații ăștia fiind mai receptivi și mai sensibili, afectează mai tare, adică sunt deschiși să primească feedback de la femei. Și fiind deschis să primești feedback, de multe ori nu îl primești, ci îl încasezi. Okay. Îl încasezi emoțional. Da. Și atunci mulți se confruntă cu probleme de genul acesta. Ok, am constant
aceste momente în care sunt educat, sunt criticat, mi se atrage atenția și mă afectează chestia asta, cum să fac să nu mă afecteze, cum să abordez relația cu iubita mea astfel încât să pot primi feedback-ul, să rămân deschis, să nu intru în luptă și în același timp să nu mă dărâme chestia asta. Da, da, da. Lucruri de genul acesta. Bine, acum nu intru în întrebările de webinarul de sexualitate și că sunt foarte multe subiecte, îți dai seama, eu ți-am dat acum câteva idei generale, dar sunt multe tematici pe care le abordăm, inclusiv partea întunecată a laturii masculine și cum o explorezi, cum ai grijă să nu strici viața prin asta, sunt foarte multe subiecte. Păstrăm detaliile astea pentru un alt podcast, îl am în vedere, dar asta voiam să știu, care sunt preocupările lor principale, că așa cum noi avem o problemă, că ei nu fac Bărbații, sunt convinsă că și ei, la rândul lor, au anumite lucruri pe care vor să le cunoască mai în amănunt, să știe cum să se descurce cu ele. Și atunci, faptul că ei sunt atât de deschiși în discuțiile pe care le au cu tine, știu că există și un grup de Facebook unde la fel mai aveți... Da. Bine, acolo pe grupul de Facebook intenția nu era doar să răspund la întrebări, adică asta e una dintre intenții, dar acolo anunțăm și lucrurile organizatorice, acolo am ținut și live-uri cu diverse subiecte. Nu era în plan chestia asta, dar m-a inspirat Cami. M-a inspirat Cami și atunci am invitat experți în diverse domenii, în zona de îmbrăcăminte masculină, zona de nutriție, lucruri de genul care să ajute pe bărbați să, nu știu, să se armonizeze sau să facă schimbări și din alte perspective. Deci, practic, inițial era doar să organizatorice și să răspund la întrebări, dar ulterior am început să aduc și mai multe informații. Și acolo evident că sunt foarte multe întrebări și subiecte controversate. Mai este câte cineva care pune un video pe un subiect și zice, uite-te ce am găsit și mi se pare interesant așa, ce părere aveți, și apoi ne apucăm. Am discuții despre cum îți amplifici de testosteronul. Sunt multe discuții care specific masculine. Da, și care sunt personale, mai intime, și atunci trebuie și cadrate corespunzător. Da. Câte motivații vezi pe bărbații din curs? Știu că sunt peste 170 de bărbați în momentul de față. Din seria 1 și 2, da. Motivați sunt și chiar fac lucruri și obțin rezultate. Și ce am observat și a fost interesant pentru mine, am avut o discuție la un moment dat cu o femeie care îmi spunea că, uite, nouă femeilor ne este foarte, foarte greu să înțelegem niște lucruri. Adică noi ne agităm și căutăm și așa, dar nu facem anumite declicuri și atunci până facem declicul ăla e foarte mult consum de energie. Și voi nu sunteți deschiși deloc. Deci o țineți pe a voastră și tot mergeți. Dar și când ați făcut declicul ăla, lucrurile se schimbă. Da. Deci asta am observat un lucru foarte interesant. Nu credeam că e posibil chiar așa, dar faptul că unii bărbați au fost alături de mine, de exemplu, cei din seria 2 au avut acces la, cei din seria 1 au avut acces și la webinarele pe care le-am ținut a doua oară, practic. Și foarte mulți din seria 1 au venit din nou la webinarii. Și a fost interesant să văd că ei au luat niște idei din webinarii, exemple pe care le-am dat, fraze pe care le-am folosit, un mod de comunicare sau un fel de a fi, lucrurile, bucățele, le-au luat și li s-a potrivit. Au aplicat în diverse situații și au obținut rezultate. Și a fost fascinant pentru mine să văd tot procesul ăsta în care, păi, înțeleg niște lucruri bărbații, se face un declic, declicul ăla se face, pentru că practic cursul durează 5 luni, la o dată la 2 săptămâni ne conectăm și se creează de fiecare dată acel câmp de înțelegere în care ei preiau niște informații, se face un declic, aplică de câteva ori în relația cu iubitele lor, în relația cu femeile din jurul lor și văd rezultate și văd diferențe și după aceea vin cu relatări. Și e fascinant pentru mine procesul ăsta. Foarte tare. Mă faci și mai curioasă. Da, dar sunt foarte multe femei curioase, dar mi-a plăcut foarte mult. Am avut un e-mail de la o femeie care a spus că, da, înțeleg și sunt perfect de acord că fiecare ar trebui să aibă timp, în care sunt bărbați care zic, cum adică să, de ce trebuie să separăm așa? Iată de aia, lucrurile sunt foarte simple. Dacă un bărbat sau și o femeie, dacă nu înțelege că noi funcționăm diferit când suntem numai între bărbați sau numai între femei, dacă cineva nu înțelege chestia asta, nu e cazul să discutăm mai departe de acolo. Nu este cazul, pur și simplu. Da, corect. Cel mai bine așa.
evităm să merg la alți educatori, da, la alte cursuri. E o piață deschisă, nu da, da, da. Adică la cursul ăsta prefer să vină bărbați care îți deschizi să învețe și să asimileze informații din perspectiva mea, nu care vor să, care vin să își împărtășească ei informațiile, și am și exprimat chestia asta foarte simplu. Chiar am avut un conflict destul de serios cu un prieten, culmea, care simțea foarte tare nevoia să pună el materiale pe grup, să vină el cu tot felul de citate și chestii, și am zis, nu, îmi pare foarte rău, dar grupul ăsta nu este despre părerea voastră și despre educația făcută împreună. Aici este un grup de Facebook, respectiv un curs în care eu îmi împărtășesc informația și perspectiva. Știu că sună, nu știu, egocentric sau rigid sau bătut în cap, dar ăsta este sistemul. Sunt niște informații și exerciții și valori, lucruri pe care eu le pun acolo. Mă aștept ca bărbații care participă la curs să le ias, dacă vor să le folosească foarte bine, dacă nu vor să le folosească, n-am ce să le fac, dar nu am de gând să le schimb, pentru că în acest moment lucrurile pe care eu le-am construit în mine și în relația cu femeile funcționează nu doar pentru mine, ci pentru marea majoritate a bărbaților cu care am lucrat. Da. Da? Dar toți funcționează care au pus în practică, dar nu, dacă nu pui în practică, e ok, măcar ai informațiile. Și atunci, grupul ăsta de Facebook și toată interacțiunea asta nu este despre hai să împărtășim noi toate experiențele noastre ca bărbați, nu, este despre dacă ai o experiență personală, că au fost, conflictul a fost din faptul că de ce nu mă lași să pun nu știu ce citate motivaționale, și zic, băi, nu, aici poți să împărtășești din experiența ta personală, nu un citat, ci să spui și fiți atenți. Eu mi-am dat seama că am această convingere, am trăit printr-o situație, dar îmi dai un exemplu pe care, cu care să ne putem conecta cu tine, cu experiența ta, nu cu niște concepte teorică plin Facebook-ul de concepte și de teorie. Și atunci grupul ăsta este despre experiența ta și întrebările pe care le ai și eu răspund din experiență. Evident că au fost bărbați când punea cineva întrebare care veneau cu tot felul de citate din scripturi, cum se spun, cum spune un prietenul meu. Și i-am pus la punct pe fiecare și le-am zis, ok, foarte adevărat ceea ce spui, dar în acest moment sună teorie. Dacă ai un exemplu concret din viața ta personală prin care confirmi această teorie, te rog, împărtășește, că atunci, da, ne interesează. Dar nu ne interesează teoriile din cărți, nu ne interesează ce știi tu că funcționează, mă interesează ce ai experimentat tu. Pentru că tot ceea ce predau eu în cursul ăsta de masculinitate este din experiența mea, lucruri pe care le-am testat, lucruri pe care le-am trăit. Adică la cei 43 de anișori pe mei, începând de la 16 ani de când am avut, am început prima mea relație, am trăit foarte multe lucruri în diverse aspecte. De la relații de astea de lungă durată, de 7, 9, 10 ani, relații deschise, relații scurte, one night stand, one, two hour stand, whatever, știi? Toată experiența asta și studiul pe lângă și nevoia mea de a fi într-un fel ca bărbat, toate astea s-au concretizat într-un fel, într-un mod de gândire și într-un sistem de informații. Chiar fac recomandări de cărți în curs. Nu e ca și cum, gata, eu am luat toate informațiile sale mele. Așa. Nu, îs construite într-un fel anume. De asta și fac recomandări de cărți la fiecare modul din curs, din cele 10 module. Dar e un sistem. Și cei care vor să urmeze sistemul, chiar văd rezultate și chiar au schimbări. Da, păi eu știu că tu, de fapt, în toată activitatea ta, așa funcționezi. Da. Pe chestii concrete, exemple, exerciții, ai tot felul de instrumente sau dacă nu le ai, le găsești atunci pe loc. Le crezi. Da, le crezi. Așa că nu cred că o să fie o problemă. Cum te-ai simțit, de exemplu, tu oricum împărtășești din experiența ta relațională, experiența relației tale cu Cami. Cum te-ai simțit în momentul în care ai expus părțile astea către bărbații din cursul de masculinitate? Te-ai simțit expus? Păi eu sunt destul de expus de altfel. Da, dar probabil că... Ce a fost interesant, de exemplu, când vorbim despre modulul despre sexualitate și ce înseamnă diverse aspecte ale sexualității masculine, sexualității feminine, și când am povestit despre metode de mărire ale organului masculin și lucruri pe care le-am făcut eu și le-am folosit, și acolo intrăm într-o zonă care e cumva mai personală și despre care nu știe toată lumea. Da, da, da. Și de asta este un cadru intim și foarte important să fie cursant, că este webinarul numărul 8 în care vorbim despre sexualitate. Nu este... Nu vorbești din prima despre... Deși cred că bărbații ar fi fost... Era principalul subiect, rezolvăm o problemă. Da. Stai un picuț, că dacă tu emoțional și ca atitudine și ca prezență nu ești la nivelul la care ar trebui să fii, degeaba poți să ai
cât de mare vrei. Deja performanța ta acolo e... Dar nu funcționează, că da. tot lași traume sau răni în urmă, chiar dacă tu ești foarte bun în domeniul ăla. Da, da, da. Pentru că o femeie funcționează un pic diferit față de noi bărbații. Și atunci, da, sunt momente de genul acesta în care, zic, nu doar mă simt expus, sunt expus până la urmă, nu am o problemă cu chestia asta, dar consider că anumite informații din viața mea personală sau din felul meu de a fi, din exemple pe care le dau, ar trebui să rămână într-un cadru mai restrâns. Da. Acum, dacă un bărbat povestește prin propriul lui filtru iubitei, e altă poveste. Nu consider că trebuie toți bărbații să țină informațiile astea pentru ei. Deci dacă tu simți nevoia să împărtășești experiența ta legat de cursul de masculinitate, e ok, dar nu te apuca să dai materialele din cursul de masculinitate femeilor, cum fac unii bărbați. Chiar am avut această experiență. Nu i-am desființat de tot, decât așa, verbal. Dar de asta, aici e o perspectivă pe care foarte puțin bărbați o înțeleg, de ce înseamnă să păstrezi acea energie de mister masculin. Foarte puțin bărbați înțeleg ce înseamnă misterul masculin. Eu am lucrat la chestia asta vreo una jumătate. De ce înseamnă energia asta misterului masculin. Să poată să fie totul pe față și în același timp femeia să simte că mai este ceva de descoperit. Și astea sunt lucruri pe care nu le poți cultiva fiind, știi, dând totul tuturor și nu că trebuie să știm tot. Nu, pentru că la fel cum... Era să dau un exemplu mai extrem. Hai să zicem... N-ar trebui să fie bărbații curioși de procesul menstruației, de exemplu, și ce are o femeie de făcut în momentele acelea și să fie martor la toate aceste lucruri. La fel, nu zic că nu e ok să se întâmple, ci cumva fiecare dintre noi avem anumite bucățele din existența noastră care nu este vorba că nu pot sau că nu vreau sau că nu mă simt confortabil să împărtășesc, ci pur și simplu e bine să păstrezi la nivelul la care să rămâne un pic de mister și un pic de ceva descoperite. Cum spunea Cami într-o perioadă, că a fost o lecție foarte profundă pentru mine, hainele de casă pentru mine erau totdeauna hainele care, trainingurile și tricourile care deja erau uzate, alea sunt haine de casă. Și ea la un moment dat s-a îmbrăcat într-o rochiță. Deci mă uitam după aia prin casă, zic, tu pleci undeva? Și nu, dar vreau de acum încolo să mă îmbrac sexy și prin casă. Fii atent, mă, ce chestie. Și de multe ori este îmbrăcată în casă ca și cum ar ieși afară să se ducă pe cineva. Și eu zice, ok, dar tu este ceva mesaj? Că atunci zice, nu, dar mă simt foarte bine așa și vreau să am grijă de aspectul ăsta. Și a fost un declic pentru mine, zic, bă, ce fraier ăsta. Adică și eu știu că am niște bluze pe care eu le folosesc numai afară pentru că arată într-un fel pe pieptul meu. Păi stai un pic, mă. Hai să pun pe pieptul meu și acasă bluzele respective. Deci o schimbare de perspectivă totală. Și atunci, aici sunt niște jocuri pe care, dacă nu le înțelegem, că au o încărcătură foarte subtilă, foarte mare lucru, trebuie să arăt eu bine acasă. Nu, nu trebuie să arăți bine acasă, dar nu ți-i tot una dacă acasă iubita ta se uită la tine ca la un homeless, ca așa arăți, știi? Sau și acasă iubita ta se uită la tine ca și cum ai fi un bărbat foarte fain, pentru că așa arăți și așa ești. Și tu te simți diferit. Dar astea sunt chestiuni pe care nu trebuie să mă apuc să-i zic lui Cami, fii atent, Camișor, că mi-am luat astăzi bluza asta acumulat pe piept, vezi, să țin sedus. Nu. Știi? Nu trebuie să comunic totul și să fie totul... Nu, trebuie să fie din stare, cum zici, de fiecare dată. Dar pentru asta tu trebuie să poți să ai grijă și să limitezi anumite nevoie de a împărtăși sau chiar de a aduna informații. Da. Adică și eu când o văd și zic, ok, dar de ce ți-ai luat bluza asta? Că vrei să îți pară sănii mai mari? Păi îs puși în evidență într-un fel. Adică nu trebuie să întrebi. Îi vezi. Da. Deci astea sunt lucruri pe care fiecare dintre noi va trebui, dacă vrem într-adevăr să menținem o altă polarizare și un joc în relație de cuplu, va trebui să ne învățăm. Că fiecare are spațiu propriu, fiecare are un context în care se bucure de propria existență. Chiar dacă eu mai simt nevoia să arăt Cami în jocul meu cu dinozauri anumite lucruri, dar îmi dau seama că nu e pasiunea ei. E pasiunea ta. Și plăcerea ta. Îmi păstrez pasiunea mea. Ce drăguț. Și bărbații au venit către... Ai simțit deschidere din partea lor
legat de expunerea asta a ta, adică s-a expus și ei la fel da. De mult cum ai făcut-o tu? Asta m-a surprins foarte da. Mult și de asta m-a și deranjat faptul că unii bărbați împărtășesc informații uh-huh. de acolo din cursul masculinitate, pentru că sunt alți bărbați care pur și simplu simt nevoia și ei să expună anumite probleme cu care se confruntă, probleme destul de intime, destul de personale, uh-huh. nu trebuie să fie nu știu cât de grave sau de... nu trebuie să fie ciudate ca să nu împărtășești, dar sunt lucruri pe care nu le spui în public să te apuci, să zici, bă, fiți atenți, eu am problema cu tare și are ceva soluție. Nu, nu facem chestia asta. Acolo este un mediu unde chiar se pot exprima bărbații și de asta mi-insist și de acum încolo să facem verificări un pic mai riguroase la webinare și în curând eu sper că undeva la începutul anului să fie și o platformă pe care putem să verificăm mult mai strict cine intră și cine se uită la materiale de acolo. Pentru că tocmai asta e ideea, că unii chiar simt nevoia, nu doar că devin vulnerabil, poate chiar de aia s-am înscris în curs ca să poate să împărtășească o experiență și să schimbe o experiență cu alți bărbați care simt și ei nevoia să se transforme. Da, chiar asta vreau să te întreb. Cursul ăsta, am auzit de foarte multe ori, de când am început noi promovarea cursului de masculinitate, apoi ești slab, un bărbat e slab. Dacă el are nevoie de cursuri în care cineva să îl învețe cum să fie mai masculin, mai bărbat, aia înseamnă că e slab. Eu din ce povestim noi acum aici, mie mi se pare că e total aiurea, sunt total aiurea spuse cuvintele alea. Și... Am auzit pe bărbații care spun că bărbații care au nevoie de cursuri și să educe alții sunt slabi, aia să nu vină. Uh-huh. Să nu vină, pur și simplu ea să stea așa cum sunt, că ești perfect, înseamnă că și atunci și e ok, n-au nevoie. Da, nu nicio problemă, înseamnă că ei le știu pe toate, e ok să le știi pe toate, e ok să deții adevărul absolut, n-am o problemă cu chestia asta, dacă sunt bărbați de genul acesta, Doamne, îți mulți, avem nevoie de bărbați care dețin adevărul absolut, că asta le place femeilor foarte tare și sunt împlinite ele uh-huh. cu bărbații ăștia. Cam așa e și cu femeile care dețin. Deci asta e, atâta tot. Eu îmi doresc să vină la curs bărbați care, într-adevăr, au curiozitatea și deschiderea și vor mm-hmm. să vadă o perspectivă diferită asupra masculinității. Adică bărbații trebuie să înțeleagă că e ok să fii vulnerabil. Și să vulnerabil, dar nu la modul acela că de victimă, de dramă, mm-hmm. de... Mă gândesc că nu... Recent am scris acolo. Nu mai știu dacă am scris articol sau într-un e-mail, am scris chestia asta de tocmai pe subiectul vulnerabilității, mm-hmm. că... Da, să fii vulnerabil ca bărbat, am scris un material, nu mai știu în ce context, ca să fii vulnerabil nu înseamnă să vorbești despre sentimentele tale, nu înseamnă că trebuie să plângi, nu înseamnă că trebuie să te duci să zici, oaia, am greșit, să ceri iertare. Nu, să fii vulnerabil ca bărbat înseamnă să recunoști că ai și tu probleme și defecte, dar nu trebuie să spui. Tu să recunoști și să fii deschis să lucrezi cu tine. Asta înseamnă vulnerabilitate masculină. Mm-hmm. Nu înseamnă, să-ți pese. Să-ți pese, până la urmă. Să-ți pese de femeie, să-ți pese de binele ei, să-ți pese de binele relației. Știi? Să ții conști de alții, nu doar de tine. Asta înseamnă să fii vulnerabil ca bărbat. Okay. Și da, bărbații care sunt, care consider că ești slab dacă ești vulnerabil, da, lor nu le pasă de alții, ok, așa este. Da. Ei nu sunt vulnerabil deloc. Bun, acum am lămurit-o și pe asta. Da, acum zi-mi de tine un pic. Cum te-ai simțit tu pe parcursul lunilor în care ai ținut astea două cursuri și acum începem pe al treilea? Păi, în primul rând mi-am dat seama că e genial. Ca întotdeauna. Da, a fost un parcurs interesant pentru că știam că aceste informații funcționează, dar până acum le-am oferit practic unul la unul. Adică am avut prieteni, am avut bărbați cu care am lucrat, cărora le-am împărtășit informațiile și nu am folosit forma asta atât de structurată ca să adun toate informațiile pe care le dețin în capul meu și să le pun într-un sistem și de exerciții și de gândit de principii. Adică a fost ceva foarte nou pentru mine. Toate lucrurile astea eu mi le-am educat într-un mod... aș zice natural. Natural în sensul că mi-am dat seama că, bă, îmi țin numerii cocoșați, cu spate cocoșați și cu picioarele în X și m-am apucat să le îndrept. Da? Adică, pornind de la chestiile astea basic până la măriri de diverse părți ale corpului, cum ar fi musculatura pieptului. Mm-hmm. Deci, toate chestiile astea le-am făcut cumva natural, pentru că simțeam eu nevoia să evoluez. Mm-hmm. Și după aceea, când le-am pus în sistemul ăsta și am început să le prezint ca webinarii,
aveam la început, nu neapărat în... Nu aveam îndoieli legat de informațiile pe care le predam, ci aveam un pic de îndoieli legat de cum o să poată folosi bărbații chestia asta. De asta am creat grupul de Facebook, ca să putem cumva să ne verificăm temele. Mm-hmm. De asta la început de fiecare webinar, înainte să începem și până ne adunăm, că bărbații întârzi mai mult decât femeile de obicei, da. Fetele cam sunt mai punctuale decât bărbații mei. Și până ne adunăm la webinar, la început, avem, îi rog să relateze sau să pună întrebări. Ok, practic e o recapitulare. Da, ca un fel de, da, uite, ce s-a mai întâmplat, ce ați mai văzut, ce ați mai observat, și am fost uimit să-mi dau seama că, da, pus așa într-un sistem de gândire, nu doar că funcționează, ci după fiecare webinar, majoritatea webinarilor s-au încheiat cu câte o remarcă de genul ăsta, webinarul ăsta a meritat prețul întregului curs. Wow. Adică pentru fiecare câte o bucățică din ce înseamnă aceste 10 aspecte ale masculinității sau așa, 10 module, cum vrei să-i spui, pentru fiecare câte o bucățică este atât de valoroasă încât face diferența față de tot ce ai aflat până atunci. Mm-hmm. Și atunci mi-am dat seama, chiar genial, am ce să zic. Nu eu am spus chestia asta, ci chiar a fost o confirmare a faptului, a celor care sunt în curs, prin faptul că mi-au spus, băi, informațiile sunt foarte bine structurate și de foarte mare ajutor și fiecare webinar face câte un declic, câte o mică mișcare în... A fost bărbați giga contra, ca să zic așa, nu știu, care se intre în luptă cu tine. Probabil și pentru că am cadrat, în afară de acel prieten care a intrat în luptă pe grupul de Facebook, care simțea neapărat nevoie și i-am spus că dacă mai face chestia asta o să-l dau afară din grup și șterg toate postările lui și gata, așa. Ca să nu mai avem, care simțea neapărat nevoie să-mi dea lecții, în afară de el, care mi-e prieten, în afară de el nu, n-a fost altcineva, pentru că am și cadrat foarte clar de la început, uitați, nu, cursul ăsta nu este despre hai să dăm toți cu părerea, nu, asta este perspectiva lui Zoltan și el o să-și prezinte perspectiva, mă consider suficient de deschis la minte că dacă cineva vine cu o perspectivă constructivă și pe care eu pot să o integrez în sistemul de valori, știu să fac chestia asta, că așa am ajuns să acumulez atât de multe informații și cunoaștere, nu neapărat citind, ci vorbind cu oamenii și ascultând. Și atunci am cadrat suficient de bine să zic, bă, dacă simțiți nevoie, așa am și spus, cred că am spus, chiar am folosit cuvântul ăla cu C de la testicule, că dacă vreți să ne măsurăm coarnele, atunci nu este cazul, deci dacă abțineți-vă, știi că nu despre asta e vorba și dacă vă apucați să vă contrați cu mine, doar furăm din timpul altora, doar ne facem aici că suntem mai șmecheri decât Zoltan și nu suntem, că Zoltan a creat cadrul ăsta și vă dă afară când vrea el. Și atunci, fiind cadrul stabilit destul de bine, nu au fost conflicte, dar culmea este că nimeni n-a reacționat vehement, în afară de acel prieten pe care tot zic, nimeni n-a reacționat vehement că n-am voie să mă exprim, că n-am voie să nu știu ce, că nu ne asculți, că din contră. Au fost doar aprecieri, doar, zic, comentarii de susținere a ideilor pe care le-am spus. Așa și eu să mă să participă cu sănătate. Da, este un cadru foarte distractiv și foarte fain. Și cum am avut și acel workshop de Wing Chun, de arte marțiale, în care ne-am adunat, nu mai știu, vreo 15 bărbați. Cam care așa, au venit și din Arad, din Târgu Mureș, parcă cineva atunci, ne-am adunat în parc la o sâmbătă după masă de ciondăneală din asta masculină. Care evident a fost o lecție de inteligență emoțională, că am combinat artele marțiale și autoapărarea cu concluzii de inteligență emoțională. Și a fost o experiență care pe mulți i-a marcat, deci uite ce fain, ce experiențe faine se pot crea între bărbați și au confirmat că într-adevăr e altă stare. Bun, deci înseamnă că îi așteaptă și surprize în cadrul cursului. Păi ei surprize, nu știu cum o să mai avem. Cu siguranță, eu abia aștept să terminăm cu idioțenia asta care se numește pandemie și cu toți retardații care ne țin în casă. Pentru că vreau să revenim la evenimente și să putem organiza și noi niște bootcamp-uri și să putem să ne întâlnim. Să poți fi acolo mai aproape de ei. Pentru că îmi doresc să cresc o comunitate de bărbați care să evolueze, să se dezvolte împreună. Pentru că știu că se poate, am văzut, de-a lungul istoriei, așa, dar că ne gândim mai ales în antichitate și așa de-a lungul timpului, totdeauna au existat niște grupuri de bărbați care aduceau o anumită forță și o anumită prezență în lume. Nu mă refer la organizații teroriste. mă refer la anumite grupuri
spirituale, cu anumite încărcături, anumite dorință de evoluție a bărbaților, uh-huh. și cumva eu simt așa, la ce mă raportez eu, este un spirit din asta al masculinității rafinate și elevate, care se poate construi împreună, pentru că mult mai repede creștem împreună. Și chiar dacă eu am inițiat treaba asta ca din poziția de, nu știu, educator sau de ghid, spune-i cum vrei, chiar dacă m-am pus în ipostaza asta, eu învăț foarte mult de la bărbații care sunt la curs de masculinitate, din experiența lor, din împărtășirile lor, din întrebările lor, uh-huh. învăț foarte multe lucruri. Bun. Înseamnă că suntem, continuăm de fapt drumul pe care l-ai început la luna aprilie. Aprilie am lansat la cursul prima. Wow, imediat să facem. M-am asumat atunci. Da, am știu. Avut emoții serioase. Păi eu te simt așa de fiecare dată, că când începi sau continui un proiect, ești, ai așa o stare de... Am o stare de vână, dar atunci aveam o stare de emoții, pentru că aveam senzația, știi, destinul animat Lion King. Știi? Da. Că e poziția aia în care, știi, tu ești acolo sus pe un munte, știi, jos îi toți, toate, și fiecare probabil ar putea să te mânce, da, sau da, mulți da. Care ar putea să te mănânce lejer, liniștit, și tu ieși în față și zici, vă rog să mă urmați numai pe aceste puțin. Cale. Da. Și a fost interesantă starea, pentru că am cunoscut bărbați foarte fain, foarte fain în cadrul cursului, și mi-a prins foarte bine exercițiul acela pe care l-am făcut ani de zile, și pe care l-am recomandat și bărbaților, legat de un antrenament constant de respect și de admirație față de bărbații din jur. Wow. Ceea ce mulți mai nu au. Exact. La asta mă gândeam acum, că se cultivă așa niște valori importante. Dar majoritatea, adică lumea masculină este construită pe competiție, și ce încerc să-i învăț pe bărbați este că în momentul în care ieși din competiție și rămâi în competiție doar cu varianta ta cea mai bună, dar for real, nu teorii din dezvoltarea personală. Adică pentru asta noi definim, lucrăm un webinar direct să definim ce înseamnă varianta mai bună, nu stăm și idealizăm acolo. Deci concret, da? Și știi că tu lucrezi la chestia asta și poți să respecti și să apreciezi alți bărbați, culmea este că nu simte nimeni nevoia să intre în luptă cu tine, sau foarte puțin. Eu recent am avut un schimb de e-mail-uri cu cineva care simțea neapărat nevoia să-mi dea lecții. La un e-mail am răspuns și când am zis la doilea că nu este cazul, n-am mai răspuns. Adică, domnule, dacă nu simți nevoia, nu mă apuc să mă bag în polemici, să discutăm despre cine sunt eu. Știu cine sunt eu și știu ce am de oferit lumii. Și în continuare învăț și evoluez. Da, și îi ajut în același timp pe alții să afle cine sunt. Da. Așa că, dragilor, scrierile sunt deschise. Dacă vrei să le transmiți ceva, dacă vrei să le transmiți ceva bărbaților care sunt încă în etapa aia de curiozitate și, nu știu, au diverse alte întrebări. Curiozitate dacă chiar faci ceva ca să ți-o împlinești. Adică nu e ca și cum nu avem garanția banilor înapoi la cursul de masculinitate. Prețul pe care îl aveți e derizoriu. Adică intrați pe link-ul de sub podcast și o să vedeți că am respectat același principiu pe care vă știți că îl am, că educația de calitate ar trebui să fie accesibilă, și am păstrat la un preț tot cursul ăsta live cu mine în acest moment, care e accesibil și pentru studenți. Adică chiar nu este un supra-efort pentru nimeni care chiar vrea să facă o schimbare. Bun, atunci de-abia aștept să începeți. Deci satisfaceți-vă curiozitatea, asta e de treabă. Foarte bine. Mulțumesc, Zoltan. Și eu mulțumesc, Paula.